Domnule, persoane străine, regulamentul nu ne permite să vorbească. Dumnealui are dreptul să vorbească. Eu înțeleg ce dumnealui. Eu fost anulat dreptul de a vorbi. Ascultați-mă, vă rog frumos, să interzice și de a discuta. Nu trebuie să filmați, vă rog frumos. Dar nu pui mâna pe camera mea, pentru că nu ai dreptul. Nu ai dreptul. În baza regulamentului nostru intern. Eu sunt din presă și am dreptul să vorbesc cu omul. Căderii militare hotărăște. Aia cita pe pleșcan Alexei Petru de minuire aduse în baza literii și E, alinatul 4, articolul 166 prin cod penal, pe Soroca Denis Alexandru, Leander Vecislav Anatolii, Neam Andrei Valeriu, Valeriu Anatolii, Panteleciuc Dumitru Vecislav și Parfeni Simeon Tudor, de învinuire adusă în baza literii C, alinatul 4, articolul 166 prim, cod penal, pentru că faptele inculpaților nu întâlnesc elementele constitutive ale acestei infracțiuni. Sunteți mulțumit de decizie? Nu filmați, vă rog. De ce s-o contestați? Domnul Bregă, vă rog frumos. Două cuvinte îmi spune. Deci veți contesta. Nu se permite să filmați. Eu apar suspiciuni de corupție. Dar pe ce v-ați plâns? Tortură. Tortură? Da. Nu filmați, vă rog. În ce perioadă? 2013 la 7 iunie 2003. Domnul Bregă, nu filmați, vă rog, este interzis discuția. Ați scris plângeri câte? O singură plângere. Plângere. Plângere, o singură plângere care a fost formită această cauză. Dar cine dintre ei a aplicat tortura? Veți contesta decizia? Nu, suntem mulțumiți cu comport. Mersi. Voi veți contesta decizia, băieți? Vă rog comentarii. Nu, eu îți pot să dau un comentariu la judecătoria aceea. La ce oră? În acest caz, victima a pretins că a fost maltratat în iunie 2013 de către 7 angajați ai penitenciarului numărul 2, motivând că îi depune prea multe petiții. Da, eu în susținere verbală am solicitat ca să fie pedepsit procurorul care a instrumentat cazul dat, fiindcă chiar procurorul care a instrumentat, el nu era competent să instrumenteze cazul dat, ținând de competența procurorilor militari. Însă procurorul de la Briceni, care a instrumentat cazul, el și-a atribuit lui competența în afara legii și a mers la încălcări de lege direct. Adică și eu am solicitat ca să fie pedepsit pentru încălcările procesuale evidente, adică să fie emis o încheiere interlocutorii către instanța de judecată. Însă instanța nu a admis. Va fi contestată? Acuzarea are un termen în care să ia cunoștință de motivarea pe care a primit-o instanța de judecată și după aceasta va formula o opinie, dată ce poziția instanței este una diferită de acuzării, sentința fi contestată. Da, puteți să-mi spuneți, procuratura, ce termen a cerut pentru fiecare dintre ei? Potrivit poziției acuzării, s-a solicitat pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani pentru 6 din inculpați și pentru inculpatul care anterior a deținut funcția de șef al instituției penitenciare 10 ani, inclusiv și pedeapsă complementară, privare de dreptul de a ocupa funcții în organele de stat 10 ani. Probii împotriva lui n-au existat deloc în afară de declarațiile părții vătămate. Împotriva, da, la 7 inculpați, care 7 inculpați toți au toate caracteristicile pozitive, toți au o reputație impecabilă. Și în cazul dat, cum a ajuns dosarul în judecată? Cauza dat, dosarul a ajuns în judecată la insistența șefului, domnul Caracoian, adică șefului doamnei Inga, pur și simplu la insistență de a dori, de a arăta că, adică infracțiuni, însă și numit tortură, pentru a... Eu nu pot să explic, dar numai pentru a arăta o aparență că se lucrează și o încânfare. Deci eu afirm direct și o spun, fiindcă aici probele oricum sunt, declarația mele ușor se poate verifica anume prin probele prezente la dosar.